Rapid câștigă cu 4-1 un meci care putea să ia o turnură extrem de ciudată. O primă jumătate de oră dominată fără probleme de Rapid. Chiar aveai senzația că UTA a venit aici în vacanță. Vine golul din final de repriză, după care partea secundă începe cum începe. O să comentăm fiecare, pentru că sunt episoade și episoade în acest meci. Cert este că din momentul în care Mircea Rednic a făcut schimbări, pentru că le-a făcut târziu pe primele, în momentul în care a făcut schimbări s-a ales praful de jocul celor de la UTA. Pe de altă parte, trebuie spus că atunci când investești, fie în tineri, cazul Bădescu, fie în jucători cum sunt Rahmani și ceilalți jucători care au venit, avem asemenea rezultate, asemenea goluri și poziția în clasament a Rapidului. Rapidul strânge față de FCSB, iar astăzi probabil că am asistat la una dintre cele mai frumoase execuții ale campionatului, golului Burmaz. Îi salut pe Basara Panduru, pe Florin Lovin. Merge la Mikovski, pentru că e interesant, el nu s-a bucurat după gol, fiind jucătorul Rapidului împrumutat acolo. Nu, sunt probleme. Înțeleg că sunt mici probleme. Hai să comentăm noi că Mikovski vorbește, dar sunt niște mici probleme cu feed-ul de la stadion. O să-l restabilească. E ok? E ok, hai să-l ascultăm. Minute până la golul de 2-0 al Rapidului. De ce crezi că s-a întâmplat acest lucru? Teamă? Ai simțit? Nu știu, că s-au speriat colegii tăi? Dar nu cred că a fost o teamă, mai ales la primul gol. Bine, pentru că... Da, mai ales pentru că, după cum știți, Alex are experiență foarte mare în fotbal. Nu știu, a fost o greșeală, o neatenție, pot să zic, nu neapărat teamă. Spune-ne despre tine, cum mai joci tu meciurile acestea pentru UTA și dacă ai venit cu mai multă dorință astăzi în Giulești, să arăți că meriți tricoul de aici, de la Rapid. Asta vom vedea la vară. Deocamdată chiar nu știu ce va fi. Eu momentan dau totul pentru UTA și vom vedea de la vară ce va fi. Cum se vede lupta pentru play-off după acest rezultat, după ce voi veniseră după o serie foarte, foarte bună? Ultimele etape, simțiți că a crescut presiunea, adrenalina? Păi acum, cum să zic, care pe care? Că suntem toți acolo, 3-4 echipe la un punct, două. Trecem peste acest meci, ne așteaptă sâmbătă un alt meci foarte important pe care trebuie să-l câștigăm obligatoriu. Mulțumim! Vă mulțumesc, o seară bună! Bun, Pandi, spune-mi analiza ta, cum ai văzut meciul și cum ai văzut până la urmă împărțirea zonelor ăstora, perioadelor ăstora, că au fost ciudate rău. Păi, tu ai zis foarte bine, începutul a aparținut Rapidului, după toate problemele pe care le ai, ce-ți dorești cel mai mult, da? Și dacă îi întrebai ce vreau, probabil că nu spuneau chiar în minutul 1 vrem un gol ca să fie totul ok, da, de la început. Prin minutul 10, prin minutul 20, să ne chinuim prea mult pentru el. Să ne chinuim, dar să dăm un gol, să conducem 1-0, să potolim pe toată lumea. Te-ai trezit din minutul 1 că te ajută Benga, dă cu stângul în minge, după care cu dreptul pasează și vine primul gol, vine și golul 2. Joacă numai Rapidul și te întrebi unde e UTA aia care a speriat lumea în ultimele 5 etape, 4 victorii, un egal. Nu este practic deloc pe teren. Dar după aia se întâmplă iar ceva ciudat. O fază în care Fabri este liber pe 11 metri, nu pot să-mi dau seama cum dă, că dacă era altul nu spuneam nimic, dar el care are oarecare tehnică nu are cum să dea așa de la 11 metri. După care vine golul, ei sunt surprinși și de venirea lui Marcelo Freitas, dar de Mikovski care este acolo lângă Brown. El nici nu știu ce face Brown, pleacă, parcă cumva, da, crede că nu mai dă nimeni în minge. Începe repriza a doua, tot cu UTA care joacă foarte bine și în minutul 76 intră Vlad Morar cu Tudorie. La prima fază Vlad Morar e cu mâinile pe sus și am știut că s-a terminat pentru UTA totul din momentul ăla, că practic nu vrei să vii să joci, să dai gol, să egalezi, vrei să faci circ cu mâinile pe sus. Și e normal să se termine cum s-a terminat 4-1 cu un gol de te întrebi ce gol e ăsta. Hai să vedem racheta asta, să vorbim un pic de... Și este ăsta. Adică Iacob mai puțin și le spunea nu vă duceți în zid că n-am nevoie. Nu vedeți de unde trage? De la centrul terenului. Ce nevoie am eu de zid? Mamă, și ce șut dă. mai dădea genul ăsta. Mamă, da, ce șut dă. Hulk! Care a jucat pe la San Petru, pe la Porto. Ce Hulk? Ăsta e... Ce șut e ăsta?
Ia fii atent cum se duce mingea. Deci ăsta nu e Hulk, e Chuck Norris, adică e ăla de... Chuck Norris cu Chuck-i Chuck, cu ce vrei, zice, bate, nici n-ai văzut-o. A fost un plasă, nici nu știe cum a ajuns mingea. Nu, este ceva de... e un gol, dar de unde dă? Știi ce mi se pare remarcabil? Descoperim în băiatul ăsta unul capabil să dea, deci ce dă golul cu piciorul, a dat gol cu capul, cred că primul gol e cu capul, nu la colțul lung în meciul cu Craiova. 1-3-3, 4-3. Așa. E, acum văd că dă și din lovituri libere de la 30 de metri, adică da, e cam multilateral dezvoltat băiatul. Da, ce șut, dar sunt acolo, cine e? Cristian Mihai și cu Stolnic sau cu cine? Sau cine se zid, da. Zici tu. Care se întorc să vadă golul. I-au mirosit că e ceva gol. Ia să te uiți. Ia uite-i cum. Ei se întorc să vadă și ei golul. Au mirosit, bă, ăsta dă bine. Ăsta a dat frumos. Ia uite-te la ei. Da? Sunt amândoi. Văd exact cum intră mingea. Exact, au zis, bă, ăsta dă prea bine. Ia să vedem și noi golul, să nu-l pierdem. Cel mai bun unghi. Exact, cel mai bun unghi. S-au întors imediat și au văzut golul. N-ai cum să-l pierzi pe golul ăsta. Pe mine mă surprinde inconstanța asta a Rapidului în timpul unui meci. Adică zici că joacă două echipe total diferite. Deci nu-ți vine să crezi. Mă uitam, au început călare pe adversar, cu atitudine, cu astea. După care vezi o echipă total... Ia scuze, e obligatoriu să-l ascultăm pe Benga. După ce a făcut în primul minut, este musai să vedem cum explică. Am primit 3 goluri pe 3 greșeli personale. Prima pe care am făcut-o eu. Am fost la un pas să-mi o repar, dar n-am reușit în final. Eu cred că aceste 3 erori personale au decis soarta jocului, pentru că am reușit, după ce am primit cele 2 goluri, am reușit să reechilibrăm partida, să avem ocazii, să înscriem. Apoi, pe începutul celei de-a doua reprize, am avut ocazii și puteam să egalăm, câteva ocazii foarte clare, după care, cum am zis, iar o greșeală personală, s-a făcut 3-1, după care s-a cam terminat jocul. E dificil acum după meci, am așa niște sentimente în stomac de frustrare și îmi pare rău că am pierdut această partidă, dar sunt conștient că... Alex, tu ești un om cu experiență. Ce s-a întâmplat acolo exact? Cum ai gândit tu lucrurile? Că de multe ori... Am fost între două decizii, e simplu. Am fost între două decizii, să joc cu portarul sau să joc cu colegul meu de linie, fundaș central. Și în viață, când ești între două, nu e bine. Trebuie să iei o decizie și să te ții de ea. Dar asta este situația, asta este viața jucătorilor. Trebuie să știu să gestionez această situație și ne așteaptă sâmbătă o partidă importantă și toate energiile noastre se vor îndrepta către partida de sâmbătă. Greu v-ați revenit cumva din acest șoc, șocul primirii golului atât de rapid, ați luat și al doilea gol, însă a venit acel gol pe final și vreau să te întreb despre repriza a doua. Ați intrat bine, n-ați avut precizie. Ce s-a schimbat între prima repriză și a doua repriză? Ai simțit timorare în prima parte din partea unora dintre colegii tăi? În a doua parte lucrurile s-au schimbat după golul marcat? Nu știu. Greșelile sunt inerente la fotbal. E foarte neplăcut să fii pus în situația de a face greșeli, dar asta este situația. Nu ai ce să faci, se întâmplă. Dacă pot să extrag niște lucruri pozitive din această situație, este că, cum ați văzut și dumneavoastră, am avut reacție. Și aici în Giulești, 30 de minute Rapidul nu a contat. Acesta este un lucru pozitiv pentru că am arătat că putem să reîntoarcem jocul, putem să avem reacție și dacă aveam mai multă luciditate, puteam să și egalăm. Asta este situația, trebuie să fim bărbați și suntem bărbați, trecem cu bine peste cum însemnă mintele necesare după această înfrângere și ne așteaptă o partidă dificilă sâmbătă. Cum vezi tu în continuare lupta aceasta la play-off? Pentru noi este foarte frumos, ne uităm, e spectacol în Superliga, dar cum simțiți voi acolo din teren? Este o postură în care am ajuns pe munca noastră.
Nimeni nu se gândea că o să ajungem la începutul sezonului, că putem ajunge să ne batem cu șanse reale de a prinde primele șase. Iar acest lucru este datorită muncii pe care am depus-o în această perioadă. Vom juca meciul de sâmbătă, așa cum abordăm fiecare meci la victorie, și vom vedea când se va trage linia unde ne vom situa. Dintr-o echipă pe care toată lumea o vedea în Liga a doua, ați ajuns să vă luptați cu șanse reale pentru play-off? Poate UTA să fie în play-off după ce ai văzut ce se întâmplă în ultimele etape, sau e foarte greu de dedus acum? Nu e greu de dus, pentru că am zis și mai devreme, așa ați menționat și dumneavoastră, că nimeni nu ne dădea șanse la începutul campionatului, dar acum suntem aici, în această luptă. Ne vom concentra la meciul de sâmbătă, nu ne facem prea multe calcule, pentru că cel mai important este meciul de sâmbătă, să-l câștigăm, după care vom discuta și ultima etapă. Când se va trage linie și se va termina campionatul regulat, vom vedea unde ne vom situa. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Si. Am aflat și de la Benga ce a vrut, a fost între două decizii, n-a știut dacă să joace cu portarul sau nu, și s-a nimerit întâmplător sau nu, vine și după greșeala lui Larie din meciul Ucluș-Faru, adică parcă strase la Indigo cele două. Și asta mi se pare mie mai grav un pic, adică a avut tot timpul, totuși... Asta e mai gravă decât a lui Larie, da, spui tu. Larie totuși a avut un pic de pressing, a vrut să joace din prima, Benga are tot timpul din lume, uite. Adică poate să-și facă. Dar aici este de vină să știi și fundașul dreapta. Nu ai cum să vină mingea la tine și tu să te întorci înapoi. Deci și mai e cineva de vină, Pandi. Tu ai Guardiola. A, Guardiola, da. Cu oțelul. Cu farul cu oțelul. Da. Se duce, cine e acolo? Nedelcu. Dă el una așa frumoasă pe la centru, vine mingea direct în poartă. 1-1. Rednic. Dezamăgit. Că nu cred că diferența asta de trei goluri e imeritată și realitatea din teren. E greu când secunda 30 sau 50, primul minut sau 50 pornești de la 1-0. După aia are o fază fixă 2-0. După aia noi am revenit în joc. Deci a avut și Fabri o ocazie, a venit golul 2-1 la pauză în minutul de prelungire. Asta ne-a dat mai mult curaj. Am început repriza a doua foarte bine, i-am dominat, am avut ocazii. În loc să fie 2-2, a venit 3-1. Iar tot un cadou, pasă paralelă. Ne-am făcut cadouri, azi a fost ziua cadourilor. Dar de golul 40 nu mai vorbesc. Dar am avut 20-25 de minute bune, în care echipa a jucat. Am avut 2-3 ocazii clare. Mingea a trecut milimetru, n-am avut nici șansă. La ea a venit bară și a intrat în poartă. Dar, păcat că e scorul ăsta care trebuie. Că dacă spui, mamă, Rapid UTA 4-1, mamă, i-au dominat, ce au făcut. Nu e, realitatea nu e asta, dar ăsta e fotbal. De golul 4 nu mai vorbesc, ca la cascadorii râsului. Păi, tu ca arbitru ce faci, te poziționezi după ce că încurci jocul? Dai indirectă, după aia mi-ai dai și galben. Ia și un galben, ci din vina ta. Păi ce, n-am stat voit aici. Păi dar cum poți să stai unde mingi? Trebuie să te poziționezi. Nu stai, am vrut să zic, ca un coconet în mijlocul terenului. Păi, așa de urât, 3-1, hai să zici, da. Îmi pare rău. Deci îmi pare rău că scorul e prea drastic pentru el. De remarcat, într-adevăr, ce s-a întâmplat după pauză cu reacția UTA, ce discurs ați avut în vestiar, mai ales că v-a ajutat cumva și golul marcat de Mikovski. Da, să aibă încredere și momentul, că știu ce înseamnă să conduci 2-0, să intri cu 2-1 la pauză, e scor foarte periculos. Și băieții au reacționat foarte bine, dar n-a intrat în vestiar. Eu spun că puteam să și câștigăm dacă ar fi intrat, un gol. Pentru că și reacția publicului era cam negativă. Pentru că ei nu aveau soluții. Deci i-am blocat așa bine, nu aveau soluții. Și foarte multe greșeli care le-au făcut. Dar avem sâmbătă meci, nu avem timp să facem atâtea analize, trebuie să fim pozitivi, să reținem partea bună a lucrurilor, să eliminăm greșelile care le-am făcut, că astăzi au fost greșeli mari, decisive. Deci trei goluri sunt greșeli care nu trebuie să facă. Și chiar asta le-am spus, să intre cu curaj. Culme, că cel mai experimentat jucător el a greșit primul. Se mai întâmplă. A făcut și meciuri bune, se mai întâmplă. Dar păcat că la noi
Am greșit, am luat gol. Noi am avut ocazii și n-am reușit să scriem. Așteptați cadouri probabil și de la adversar de acum încolo? Da, la noi mai greu. Noi trebuie, da, noi nu că facem multe cadouri, dar la meciul ăsta chiar a fost cadou. Și păcat, că realitatea nu e cea care arată pe tabelă. Ați reușit să creați presiunea necesară de a fi în play-off. Cum îi simțiți pe băieții în vestiar? Și vreau să vă întreb și de Mihai, underul de astăzi, care pare o nouă... Pare și el a început cu emoții. Da, dar apoi... Aici ai altceva, s-au schimbat multe la Rapid și cu nou stadion, e altceva să simte. Și publicul chiar a ajutat echipa în momente grele, că au fost momente grele la 2-1, cam nu mai știau ce să facă. Și are diferența, au făcut-o cei care au intrat. Aceasta e un lot destul de mare, calitate. E clar, au și alte bugeturi, deci e greu să... Deci noi în momentul la 2-1, când am schimbat, cei care au intrat n-au adus un plus. Sunteți antrenorul, cred că, destul de titrat aici în Giulești, nu? Poftim? Sunteți antrenorul destul de titrat în Giulești. La performanțele care le-am, e greu de... Și v-aș întreba așa, îl vedeți pe Bergodi capabil cu acest lot să se lupte la titlu? Cum ați simțit așa forța și a publicului și a echipei? A vorbit de forța publicului, dar echipei n-am simțit... Ca să fac o comparație, nu trebuie să supere nimeni. La meciul care cu Steaua l-am pierdut 4-0 și 4-1, Steaua a fost mult mai, mult mai prezentă, ca echipă vorbesc. Aici la Rapid sunt individualități, asta le-am și spus, dar ca echipă încă mai au de lucrat, trebuie să mai aibă răbdare. Deci, sunt etape în fotbal care trebuie să le respecti, nu poți. Ce jucător, dacă ar fi să luați un jucător de la Rapid, pe cine ați alege primul? Cum n-am buget, n-are rost să visez, dar pe noi ne așteaptă cine un meci. Cine vă impresionează? Săpunaru. Mulțumim. Da, Mircea Redin, făcând în final o comparație interesantă între FCSB și Rapid, pentru că evident par echipele capabile să se bată la titlu. Vouă cum vi se pare? Pentru că pierde 4-0 cu FCSB, o pierde 4-1 cu Rapidul. Dacă e să vorbim de echipele astea două, hai să încercăm. Cum vi se pare? Care vi se pare diferența dintre echipe? Păi, nu neapărat în ultimele meciuri, pentru că vorbim de FCSB, de ultimele meciuri, probabil că nu ai impresia cea mai bună. Dacă vorbim de tot campionatul până acum, mie mi se pare că echipa care a jucat cel mai frumos fotbal a fost FCSB-ul. Bun, Rahmani, 11 goluri în 13 partide, trebuie discutat și despre recordul ăsta. Today, two goals for you and a victory. Două goluri for pentru tine team. Și o victorie pentru echipa ta. Care este sentimentul? It's very good feeling. E foarte bun. We come back at Giulești and we won 3 points. Ne-am întors în Giulești, am câștigat 3 puncte, e foarte important. We play not our game. Pentru că nu am jucat ceea ce știm în ultima partidă. Dar ăsta este Rapid. Should be scared from us. Toată lumea știe că trebuie să fie speriată de noi, să avem o echipă bună. I hope on the next games to show ourselves more better and sper să arătăm mai bine în meciurile din meciurile următoare să scoatem toate punctele. It was the best feeling because it was just start of the game and cum a fost golul de la început? A fost foarte bine. A fost un cadou din partea fundașului central, dar a fost un sentiment extraordinar. Sunt mulțumit și trebuie să marchez din acea poziție. Sunt foarte fericit. Vreau să rămân în forma asta. Să marchez în continuare, să rămân în acest ritm. In your first season here in Romania, you have I think 9 goals till you hit your target 20. Yes, mai e încă 9 goluri până ajungi la ținta de 20 de goluri. Eu sper să marchez mai mult de 9 în meciurile rămase, în cele 12 meciuri. Vreau să câștigăm titlul, asta e cel mai important. If I will score 20 or more. Vedem dacă voi marca 20 sau mai multe. Have 4-1 at the end. There were a few problems in the second half. What happened with you in the second half? Ce s-a întâmplat cu tine în repriza a doua? After 2-0 we was cu echipa după 2-0 ne-am relaxat. The game.
But nu am ucis meciul, nu am închis meciul. At the 82 I think minutes I just scored and on dar după aia s-a liniștit meciul odată cu golul de 3-1, i-am îngenunchiat după acel moment, am marcat pentru 4-1 și asta e important. E important să lupți până în ultimul moment. Au fost momente dificile după acea înfrângere. Credeți că ați făcut pace cu suporterii? Noi n-am fost buni în acel meci. Ei nu au fost foarte n-au fost îngăduitori cu noi după acel meci, pentru că noi n-am jucat bine. E foarte bine să-i avem alături de noi, să fie de partea noastră. Noi jucăm pentru ei. I-ați dat sfatul lui Bădescu? A vorbit mult? Am râs toată ziua? Dar are un viitor frumos. Și trebuie să muncească mult și cu siguranță șansă, va avea șansă într-o bună zi. Ok, tu spuneai, pentru că și el a remarcat, fluctuațiile astea, da? Adică Rapidul foarte bun 30 de minute, după care ai între minutele 38, să spunem, și 55-60 de minute în care nu înțelegi nimic din echipă. Aș începe prin a spune că eu nu cred că va mai da 9 goluri până la final, pentru că în play-off joci cu echipe mult mai bune, da? Și practic șansele să dai goluri sunt mai mici. Zic eu, și mai avem... Și fii atent că joacă până în play-off, mai joacă cu alte două echipe care și-a ales de play-off. Da. Adică joacă cu Universitatea și cu FCSB. Scuze, e Bădescu, e frumos de auzit, merită să-l ascultăm în seara asta și să și discutăm de el după. Sunt foarte fericit că am reușit să marchez și să-mi ajut echipa să câștigăm. A fost un meci greu, dar consider că ne-am făcut jocul și i-am învins. Îți imaginai că poți să marchezi la debutul tău? Este așa cum ai visat să marchezi pe Giulești? Este cum mi-am visat, dar nu mi-am imaginat niciodată. De fapt, faza la corner nici nu era, eu trebuia să-i fac blocaj lui Gioco și el să vină, dar a zis să schimbăm și mi-a făcut el mie și așa s-a întâmplat. El ți-a zis? Da, el mi-a zis să schimbăm și a dat el cu capul, a venit mingea la mine și am marcat. Cum ai primit vestea că vei juca în această seară, că vei debuta, vei fi titular? Ieri, după antrenament, am aflat că o să fiu titular și am avut, sincer, puține emoții, dar cu timpul mi-a trecut, după încălzire. Ai reușit să dormi? Da, n-am avut probleme. Nu. Și la prânz acum, da? N-am avut probleme. Deci, cum se văd lucrurile după această victorie cu 4-1, în lupta aceasta, în goana după locul întâi, cum ți se pare că, iată, debutezi și ești acolo, la titlu? Da, eu sunt fericit că am câștigat și noi trebuie să luăm fiecare meci în parte și să vedem la începutul play-off-ului la distanță de cei de la FCSB cât este. Consider că după această evoluție din această seară îți câștigi, e șansa ta, joci șansa ta de a prinde un loc de titular în echipa Rapidului? Nu știu, eu nu vreau să mă gândesc la asta. Eu de câte ori mi se apelează la mine, eu vreau să-mi fac treaba cât mai bine și să-mi ajut echipa să câștigăm. Spune-mi, ce ți-a spus Cristiano Bergo dinainte de această partidă sau vreunul dintre colegi, dacă ți-a dat vreun pont, vreun sfat prețios de care ai ținut cont în teren? Da, am vorbit cu majoritatea și din staff și jucători mi-au spus să fiu foarte încrezător în mine, să n-am emoții și primele pase să le joc mereu aproape ca să câștig încredere în mine. Mulțumim! Mulțumesc și eu! Bun, l-am auzit! A marcat, tânăr. Chiar are probleme Borza din momentul de față? Păi, are probleme, nu neapărat de ordin fotbalistic. Voi înțelegeți ce, mai multe, ce întreb. Dar, ce înseamnă în viață... Care concurent din momentul de față, concurența pe postul de under va fi între Borza și puștiul ăsta? De obicei, dacă ai câștigat și ai dat și gol, corect ar fi să rămâi în echipă. Acum, jocul lui, nu putem spune că a fost foarte consistent. Da? Da. Adică a avut anumite momente în care se vedea că este un jucător la debut. Dar, da, acest gol îi poate da o încredere și ușor, ușor să devină un jucător mai stăpân pe sine. Să ne înțelegem, el nu e acolo să dea goluri. El e acolo să... Da, să ajute echipa să nu ia. Să nu ia goluri. Și e o fază pe care trebuie să o vedem. Și cu Lucasen. Minutul 67.
Nu, minutul 67 e o fază în care se vede tinerețea lui Bădescu. Acum nu știu, Pandi, cum să o judecăm faza respectivă? Că e un posibil penalti acolo. Nu neapărat tinerețea, că Borza e mai tânăr decât el. Nu neapărat tinerețea se vede, cât se vede că omul n-a jucat. El a... Eh, ce e aici? În duelul lui Bădescu cu Stonic. A îmbrățișat șansa de a juca puțin mai mult decât trebuia. Da, nu, e ceva acolo. Nu știu cât de... E ceva, așa zic și eu, e ceva acolo. E și în ochii arbitrului. Direct adică vede, direct. Este, și are ambele mâini pe el. Eu am văzut penaltiuri pentru mai puțin de atât. Și în Liga 1 și pe afară. A avut, e seara lui norocoasă. Aș putea concluziona. Și dacă nu cumva și alunecă Stolnic înainte, nu pe reluarea asta, îți dai seama, înainte și forțează și aici s-ar putea să... Uite, vezi că lui se duce piciorul. Cine forțează un pic când știi că are adversarul cu ambele mâini pe tine? Păi, nu trebuie adică să pună el mâinile pe tine. Exact, nu... normal când simți ambele mâini pe tine că forțezi. Ziceți că se poate da penalti aici? E ceva și mâna aia dreaptă e periculoasă rău de tot. Și e și în zona jucătorului. E periculoasă adică rău de tot mâna. E și că... stânga și dreapta aia vine, ia uite cum vine, parcă îi faci, îl prinzi de gât, adică nu poate să mai plece, nu mă... Dar parcă și Stonic nu spun că Stonic, e dintr-un nu, film frumos cu actori buni. Nu ai cum așa. Nu, el a profitat așa de riști, faptul că... Așa riști mult, mult de tot. Dreapta aia este pe o tur de cap, de ce e? Dar vreau să vă întreb dacă, ok, Popa nu dă. E de chemat la VAR pentru asta? Pentru că nici voi nu sunteți convinși că trebuie dictat penalti. Dar nu sunt convins nici că nu trebuie dictat. Da, de asta întreb. Deci atâta. Dar trebuie, pentru că eu știu că la VAR îl chem. Dacă tu ești sigur. Dacă tu ești 100% sigur că arbitru VAR. Bă, ești sigur, n-ai, nu există... Sau așa ar trebui, la noi funcționează altfel lucrurile. Dar tu ar trebui să fii sigur. Aici îl chem pentru asta, ești 100% sigur că trebuie dictat penalti și că trebuie... schimbată decizia din teren? Nu, dar uitându-mă că cei care au chemat centralii la VAR nu au fost 100%, ai fi putut să chem și aici. Că dacă îl chemi, din ce am văzut, și dai penalti. S-a terminat, gata. Dacă îl chemi, s-a terminat, e penalti. Adică ce ai zis, la VAR, aia este. Da. Deci dreapta e periculoasă rău de tot. E... Nu așa, nu așa trebuie să marchezi. Mă întorc la Rahmani. Florin Lovin zice că nu dă 9 goluri. Tu ce zici, Pani? Eu zic că dă goluri, nu știu 9, pentru că nu sunt puține. Sunt 12 meciuri, chiar dacă el are în 13 10 goluri. Chiar dacă la Balcani în 19 meciuri a dat 20 de goluri, mi se pare că în 12 meciuri de play-off toate da? Nu cred că e ușor să dai 9 goluri. Poate să dea 12 goluri, abar n-am. Dar din start pleacă, e destul de complicată. Dar și acolo... Dar ți-a plăcut declarația? Că nu știu cât o să dau până la urmă, dar o să dau ceva. Adică să nu credeți că mă opresc aici. Adică dau ca lumea, da. Îmi place și mie îmi place de el. Mi se pare că e jucător bun, pentru foarte bun chiar pentru campionatul nostru. Are o tehnică, o viteză, tot timpul are o viteză în plus față de toată lumea, o gândire limpede. Nu-s de acord cu Mircea Rândi care spune că domne, trebuie etape, s-a terminat, nu mai suntem acum 20 de ani pe etape, aici etapa este astăzi, pentru că mâine poate să vină cineva să dea 2 milioane pe Rahmani și a plecat Rahmani, nu? Cum a plecat Duganzic, stai puțin, cum îl dăm pe Duganzic pentru că noi tragem la campionat? Nu ai treabă, are omul clauză ce o avea, poate la Rahmani de la Duganzic s-au învățat minte și cel mai mult, 3 milioane. Dar poate să vină să dea cineva 3 milioane, da, deja s-a întâmplat ceva, poate Burmaz are 1.500.000, vine cineva, dă, s-a terminat și cu asta. Adică fotbalul din ziua de azi e momentul, profită de moment pentru că nu știi ce echipă ai peste 2 ani de zile. Da, vezi, pe de altă parte, nu întâmplător, cred eu, echipele care arată cel mai bine sunt echipele care au totuși cei mai mulți marcatori și potențial marcatori, pentru că Rapidul și-a rezolvat problema asta. Țineți minte la începutul sezonului când vorbeam
că nu prea are cine să bage mingea în poartă după plecarea lui Dugan, zici, și erau semnele de întrebare. Rapidul a rezolvat lucrurile astea și nu întâmplător FCSB-ul, care are pe Olaru și pe Coman, care marchează mult, acum să începe și Băluță să marcheze. Rapidul, care are Burmaz, care are Rahmani, Petrila nu l-am văzut marcând în ultima, dar și el pare capabil să marcheze. Funcio a ieșit puțin din mână. Acum a alergat astăzi, nu poate să mai marcheze nimic. Nu mai marchează nici dacă scapă singur spre poartă, că l-ajunge Benga. Ce mă surprinde la Rahmani este, el are o rată foarte bună, ocaziile pe care le are cu golurile pe care le marchează. Rapid nu este o echipă care are atacantul 7 ocazii pe meci. Da. Adică e o echipă care are 2-3 și el dacă are 2-3 dă gol. Adică nu-ți ratează 4 mingi ca să dea un gol. Absolut. Și de asta zic, este foarte eficient și este de admirat. Dar eu totuși cred că în meciurile astea 12 care mai sunt și în care va întâlni, depinde un pic și de cum spuneai mai înainte, și de cupă, cum va fi CFR-ul pentru locul 3, depinde mult, adică depind multe lucruri. De ce echipe intră în play-off, iară ce e important. Dar, da, eu cred că va fi mult mai greu să dea golurile astea în astea 12 meciuri. Voiam să vorbesc, că toți am adus discuția de Funcio. Pentru că e o fază undeva în minutul, nu știu, 80 și ceva, da? Scapă singur. În 80. 80. Da. Scapă singur. Eu mi-aduc aminte de Funcio din prima parte a campionatului și mă întreb, asta este faza. Și mi-aduc aminte de el, de viteza pe care o dezvolta și de vâna aia pe care o avea. Și acum pare așa un old boy în teren. Bergodi, după aia vorbim de el. Punte importante și așa ar trebui să facem în acest match cu echipa bună, care era pe val. Și în general se poate spune prima ripresa foarte bună, dar după un pic riscat, al doilea ripresa, dar cred eu că a fost acolo golul că am luat în minutul 43-44, l-am bagat în joc, se poate spune. Ei au intrat probabil la pauză încărcate de acest gol, au redus avantajul și noi am intrat așa 20 de minute, am riscat, adică ne-a fost un pic teamă, nu mai țineam mingea și pierdeam ușor mingea în față și veneau peste noi. După s-a reglat lucrurile când au și intrat unii de pe bancă și se pare că și după când am băgat al doilea vârf, se pare că s-a reglat bine lucrurile, adică sunt mulțumit, o vittoria, oricum un rezultat important, corect, am avut ocazie și în prima ripresă din afara asta, două goluri că am dat, bine, bine, oricum. Mulțumit, apropo de reacția asta ce vine după meciul de la Iași, în care suporterii erau dezamăgiți, dumneavoastră, jucătorii dezamăgiți, acum început de joc, reacția suporterilor, da, frenetici în startul jocului, înscrieți. Da, bună, ea a încerut de a juca, de a începe bine, adică lucru că măcar la Iași nu am făcut așa de bine, imediat să facem această pressing așa avansată, se pare am furat mingea acolo pentru o greșeală, da, de fundașul lor și am deschis scorul. Zic eu că prima ripresă am jucat bine, bine. Trebuie să avem mai multă costanță. Repet, cred eu că golul lor, minutul 44, i-a băgat din nou meci. Da, și căderea asta vă supără, vă pune totuși pe gânduri? Pentru că dumneavoastră, ca antrenor, vă gândiți nu numai la rezultat, ci și la toate momentele. Normal e că sub conștiință, cum se spune, lucreze și faptul că am revenit pe teren la al doilea ripresă și ei au început, știi, au luat încredere și noi, între timp, invers, adică fără încredere, repet, nu se mai ținea mingea și a fost bine cu intrare de ceilalți și după, oricum, am avut un pic de șansă, dar după cred eu că a meritat golul al treilea și al patrulea, oricum, cu un gol extraordinar de Burmaz. Ați fost inspirat până la urmă cu Robert Bădescu, a debutat cu gol. Beh, da, n-am vorbit de el, dar era roșu sau negru cu aceste copii, pentru că e normal, cum când joci, nu cu cartea asta, nu se știe ce se întâmplă, pentru că era un copil care a debutat în Superliga, dar m-am gândit așa, probabil a fost bună inspirație, spunem așa, nu vreau să fiu arogant, dar faptul că a jucat bine, a dat
și gol, cred eu că nu va uita niciodată acest moment. Pune acum presiune pentru dumneavoastră, poate să-și câștige locul de titular? Bine, asta e un copil că calm, încet, încet va crește. E un copil că e un jucător bun, un tiner, că mi-au zis că l-am luat în ianuarie cu noi, pentru că până ianuarie nu era în cantonamento, am decis să am hotărât să-l țin cu noi în echipa mare, pentru că așa crește mai mult, pentru că oricum face antrenamentul cu o anumită intensitate, are fizică, are structura importantă din punct de vedere fizic și are un bun, e un stingaș, e bun. Și astăzi mă bucur pentru el că a și dat gol, un pic de noroc acolo, mingea i-a ricoșat acolo în față și a dat gol, mă bucur. Rahmani, încă o dată, de două ori, letal, când, mai ales acasă, Rahmani letal, mai are în deplasare. Rahmani, când are, a început și să dialogueze cu Burmaț, adică lucruri bune, să joace și mai aproape, mai ei, în zona centrală, pentru că sunt letali și nu e numai Rahmani, dar e și Burmaț, e incredibile ce jucător asta și cum șutează el, cum șutează. Eu n-am văzut, am văzut numai plasa așa scosă, așa, pentru că eram de vorba cu colaboratorul meu, dar e un jucător care foame de a ajunge și chiar dacă a stat pe bancă nu s-a plâns, era cu zâmbetul și chiar l-am scos eu după aceste meci cu două vârfuri. Cred eu că ne-au dat ceva în aceste începute de anul nou, două atacanți, de astăzi a fost bine și că am jucat din nou la sistemul nostru de joc 4-2-3-1 cu un mizlocaș, pentru că și Azani a jucat bine în prima repriză, după normale a scăzut un pic, Azani un pic și Petrila, pentru că nu are ritmul și după cu schimbările se pare că am reglat niște lucruri. Dar cum îl simțiți pe Hasani? Pare singurul jucător care n-a reușit așa să confirme, pentru că Burmaz a intrat cu gol, Rahmani a revenit cu gol. E singurul așa care e puțin frustrat? Nu e frustrat. Eu zic că măcar n-a avut nici un pic de șanse, pentru că a avut ocazie că i-a dat mingea Rahmani și a șutat și în linia porții a scos din porta aceste fundașe. Dar eu sunt mulțumit de Hasani, de cum a jucat. Cum gestionați, domnule Bergodi, această presiune care se simte tot mai mare la echipa dumneavoastră, mai ales se apropie play-off-ul, lumea vrea aici. E mare aici, e și ciclu, de obicei sunt trei ani, aici primul an și nici, pentru că n-am făcut nici cantonamentul și se pare că trebuie să castigăm titlul imediat, pentru că așa nu este răbdare, dar oricum noi construim echipa și am făcut în fiecare campanie de transferuri lucruri bune, și eu conducere a adus jucători importanți, acum avem după în vară, speram că ajungem cât mai sus. Acum e normal că există întotdeauna presiune, dar eu sunt mulțumit de munca că am făcut, că am depus aici și sper și conducerea. Nu pot să nu vă întreb, Albo Borza mai... Albo Borza de mine revine la echipa. Am hotărât așa, revine la echipa. Au stat afară în această meci, au luat amenda, am zis că nu sunt, repet, interlopi și sunt doi jucători că au greșit, dar gata, nu mai discutam, ei revine în echipa și gata, pentru că... Ați simțit că și-au învățat lecția? Băi, eu cred că da, repet, unul m-a scris că e rușine cu echiperii de mine, pentru că e un grup, e o familie aici la Rapid, e o familie, cum încerca toată lumea să facă un grup unit și asta doi au făcut asta, ce au făcut, au greșit, sper că au învățat mai mult, repet, un copii ca 18 ani ca Borza, care în față o carieră importantă, dar și Alex Albo a cerut iertare și sunt gata, nu s-a terminat acest lucru. Mulțumim! Mersi! Bun, deci din ce spune, înțeleg că Borza a fost cel care a vorbit de rușine, pentru că el zice, un jucător mi-a scris că mi-e rușine de dumneavoastră și de nu știu ce. Dar și Alex Albu mi-a cerut iertare. Deci Borza a fost cel care... Dar e interesant că de mâine sunt la antrenament. Mie îmi place atunci lui Bergodi și o consider, adică oportună. Tu ai nevoie ca antrenor de toți jucătorii să fie... Acum nu-i treaba ta ca antrenor, eu știu, așa văd eu lucrurile. Poate au luat o amendă, cu siguranță ca fotbalist cel mai tare te doare
la bani, când îți ia din banii pe care trebuie să-i primești. Și pe partea stângă acolo, dacă vrei cel puțin să te duci, să te bazi la campionat, nu poți să te duci să te bați cu Bodescu, zic eu. N-a pus cu Borza? Eu, cu Borza, care era de anul trecut de la Faru, da, care e de anul ăsta la... Aia e întrebarea. Și probabil și asta e un... Borza a ajuns în punctul ăsta, pentru, e important pentru el să înțeleagă că e norocos să ajungă la vârsta asta la un club ca Rapid și trebuie să facă niște sacrificii. Iar ce a făcut a fost într-adevăr foarte bun. Mie mi se pare că nu a fost nicio diferență. N-ai știut că e Borza sau că e Bădescu. N-ai știut. Adică și nici nu-l văd pe Bergodi să facă acum schimbare, da? Să-l scoată pe Bădescu, să-l bage pe Borza. De ce ai face lucrul ăsta acum? Bine, ok, sunt niște lucruri pe care trebuie să le învețe. Mâna aia acolo, la un moment dat e cu Lucasen, capul ăla, Lucasen îl dă de lângă el. Sunt niște lucruri care trebuie... Da, Borza a crescut de când a venit la Rapid? Nu. Dar Pantea totuși a luat un campionat, are o experiență de asta a la nivelul ăsta. A luat un campionat, a jucat într-un alt sistem, a jucat într-o altă echipă. El aici nu ți-a arătat niciodată că este numărul 1 acolo. Doar pentru faptul că în fața ai jucători valoroși, nu-ți permiți să-l bagi pe Cârjan sau pe El Saui acolo, pentru că ai acum jucători foarte valoroși. Exact. Dar puteai să joci cu Brown și cu Onea fără probleme dacă n-aveai în față. Ultima întrebare că rămăsese chestia aia și cu asta trebuie să închem. Ce cu Funșo? Adică l-ați văzut cum se împiedica? Da, pe mine nu m-a mirat, pentru că tu vorbeai de Funșo ăla de la începutul campionatului, care juca meci de meci, care apărea în fața porții, a marcat câteva goluri din fața porții, că da, centrare din stânga, el venea din dreapta și marca golul. El e la fel un jucător care, după părerea mea, are o tehnică destul de bunicică, dar trăiește din forța fizică, din 90 de minute jucate. N-ai cum acum să ai 4 metri față de Benga și să aibă Benga 2 metri în fața ta. N-ai cum. Nu există. Decât dacă nu joci. Și aici cred că se poate să ajungi chiar așa dacă nu joci. În atitudinea lui? Păi nu poți să n-ai viteză dacă ești supărat. Dacă ești supărat, viteza tot o ai, știi? El nu mai poate să împingă acum neavând jocuri, probabil. E de discutat mult, ar mai fi fost lucruri de povestit despre meciul ăsta și în general despre campionat. Mulțumesc mult, Andy Florin Lovin, din păcate ne-a expirat timpul. Mulțumim mult, prieteni, rămâneți cu noi. Să aveți o noapte liniștită.